50 de gospodării vulnerabile din comuna Telița, raionul Aneninoi, au primit sub formă de ajutor câte 3 metri steri de lemne de foc. Acest suport face parte dintr-un pachet mai larg de intervenții de urgență oferit de Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, ca răspuns la criza energetică. Beneficiarii au suportat doar cheltuieli de până la 500 de lei pentru transportarea lemnelor de la ocolul silvic. Xenia Creangă din satul Telița are 89 de ani. Femeia locuiește singură și abia se deplasează. Deși cantitatea de 3 metri steri de lemne nu-i va fi suficientă pentru sezonul de încălzire, bătrâna spune că acest ajutor este de mare folos. Pe jumătate de iarnă poate ne ajunge, dar jumătate nu. Îi fac focul în sobă. Soba e călduță, aseară ne-a făcut fiica focul, vine fiica, vine nepoata și mă ajută. Toți cei care au primit ajutorul s-au arătat foarte mulțumiți, întrucât le este de real folos acum, când prețurile cresc, iar necesitățile de bază trebuie acoperite. Mulțumesc de asta că ne le-a adus, el cum e să bun, eu descarcat, în drum. Eu cu soțelea în caradă le-am, în o gradă, le-am tăiet. De o focul odată în două zile. La mine se încălzește soba cum scade și eu sunt mulțumit, îți bădea prost. Mai am ferestrele, nu le-am schimbat ferestrele și de iese, am mai tai, ne ajungi pe iarnă. Dacă nu ne ajungi, mă au la pădure și aduc sarsina. Cum să începe timpul rece, da, pornim la sobă. Dar cum e jer mai puternic, apoi deschidem și la gaz. Că am țevi prin casă și apoi nu îngheță. Apoi deschidem și acolo și la foc. Potrivit autorităților locale, de acest suport destinat vârstnicilor, în special celor solitari, familiilor cu venituri mici și altor categorii defavorizate, vor beneficia peste 160 de familii. Conform listei beneficiarilor, avem de asigurat 162 de familii compuse dintr-un pensionar sau doi pensionari sau pensionari și persoane cu invaliditate, grad sever de invaliditate. Până la moment au fost aprovizionate de 50 de familii, urmează să aducem și să repartizăm lemnul și pentru celelalte familii. Valoarea totală a suportului din partea Uniunii Europene acordat acestui proiect este de 5 milioane de euro. Proiectul se va încheia în luna aprilie 2023.